Cu steaguri și pancarte, protestatarii s-au adunat în piață la ora 17. Oameni de toate vârstele și-au arătat nemulțumirea față de legile justiției și nu numai. Am venit pentru justiție dreaptă. Vreau o țară în care nimeni să nu fie mai presus de lege. Și precizai două motive care îmi veniră în minte. Nu vreau prag la abuz în serviciu, nu vreau dezincriminarea mărturii mincinoase. Vreau cine a greșit, cine a furat, să plătească. Nu văd nicio rezolvare și se pare că noi ieșim degeaba în stradă. Pe plan internațional, degeaba și diaspora sunt manifestații peste tot, nu se întâmplă nimic. Nu mai putem tolera lipsa de bun simț a guvernanților noștri. Tot ceea ce fac este doar în avantajul lor, în niciun caz în avantajul poporului. Tot ceea ce au promis în campania electorală a fost o minciună sfruntată. Ies la protest pentru că îmi dau seama că țara asta nu merge spre bine. După ora 20, protestatarii au plecat în marș pe străzile orașului.